Ok, deci bine ați venit la un nou episod de Minecraft. În acest episod o să lucrăm la acest villager. Bine, eu am mai filmat înainte când i-am terminat pe ăștia, v-am arătat cum am făcut, dar de atunci n-am avut chef să uitesc în ziua aia, așa că s-a mai lucrat pe server și s-a ajuns la un alt rezultat și am să filmez ce este nou de acum ca să fie treaba. Și de ce țin F1 apăsat și ca să nu vedeți voi ce am pe aici, este pentru că eu o să vă zic că n-am avut ce face timp de 4, mai bine 4 ore și am făcut asta. Da, level 478. O să vă arăt imediat și cum am făcut, dar înainte să vă arăt, hai să ducem și pe băiatul ăsta aici sus, unde îi este locul. Am cât am așteptat să facă ăștia. Bă, n-am avut chef să stau să filmez când am făcut acea lucru, pentru că mi-a luat, cum v-am zis, 7 ore, 8 ore mi-a luat. Eu n-am avut niciun chef să stau să-și filmez. Am filmat cât de cât puțin când am pus niște blocuri, dar după gata, hai, nouă. Pac, așa, să le scoatem frumos și la ăștia. Și am terminat și cu băieții ăștia grei. Pac, ok, până eu să-mi dai. Ok, aia un Minecraft l-am pierdut, nu mă chinui să-l iau. Încă n-am terminat chestia asta de aici, pentru că da, trebuie să mai vin să fac acolo în spate cu zombie și toate astea. Ia uita și aici, mă. Ia uita și aici. Da, lasă-mi repede tot așa. Aici am mai lucrat puțin să fac astea puțin mai mari. O grămadă de shelter box-uri pe aici. M-am dus aseară cu bică nou și am spart o grămadă de blocuri de-astea de stone, de blackstone, de ăștia polish. Și astea, aici am terminat cu toți villagerii în episod. Dar v-am zis, am uitat mai pe filmare și am zis că nu prea are rost să pun aceea parte, pentru că v-am arătat cum am făcut, plus de asta era cam vechi videoclipul de 2 zile, așa că facem unul nou și o să fie șmecher! Am terminat aici, da? E gata, cu 4 villageri, 2 aici, 2 aici. Acum am lucrat aici, am terminat și toată nebunia asta. Aici nu știu cât sus, dar ăsta o grămadă. Și hai să vă arăt și cum am făcut eu level 478, bă, dar sunt foarte hai, nu știu de ce, hai să mergem repede sus. Ok, înainte să mergem să vă arăt cum am făcut level-ul sau să vă pun o secvență din videoclipul pe care l-am filmat, când am găsit și la ce colante m-am dus ca să găsesc ice. Nu, hai că n-am mai continuat de unde eram, pentru că începuse să audă niște manele pe fundal și nu știu de ce forma asta era acum, așa era că eu n-am făcut-o, what the fuck, lol, cum era formată. N-am mai continuat pentru că începuse manele să se audă pe fundal prea tare, nu știu cine dăduse manele pe la mine pe stradă și s-auzea prea tare și am să nu se întâmple un copyright ceva frumos, așa că opresc filmarea și aștept mai să se termine. Am așteptat. Ai ora 8 când filmez acum. Bine, nici chef nu prea mai aveam să fiu sincer, dar am zis dacă tot n-am ce face, îmi pun un video cu ceva pe fundal, pe a doilea monitor și mă duc să caut biomul ăsta de gheață ca să fac rost, să ne mișcăm mai repede în Nether ca să continuăm niște drumuri frumoase în Nether-ul ăla. Nu o vreți să știți la ce minunată sumă de coordonate îs. Da, așa ziceam și eu. Normal că ne-am dus. Mamă, dar l-am auzit acest sunet de 15.000 de ori. Și pe asta l-a făcut Găbiță, designul ăsta. Mi-a zis că a făcut și eu design aici. Arată ok. N-ai ce să zici. Hai să ne oprim acum de tot sunetul. Această fermă de Enderman, Găbițul a nenorocit-o. După ce că a făcut level 100 și ceva, Găbițul a nenorocit-o. Cum a nenorocit-o? A dat de sus e un minecart unde e și un de-asta, unde e un silverfish de-asta care se spawnează cu perle.
ce a făcut găbițul? L-a omorât. Și normal. Că nu mai mergea firma. Și mă întreabă pe mine de ce nu mai merge firma, de ce nu mai vin ăștia. Da. Hai că mă apuc acum să-mi repar și eu repede uneltele astea și review când sunt pregătit cu toate uneltele full și să ne ducem cu capul înainte, dar ne ajută. Plus de asta am făcut chestia asta, ce scopuri vreau să fac în această serie și cum am făcut aici. Am scris deja tunele Nether 3x3 la fiecare portal, din să termin toate portalele Nether. Hai să vă arăt acum cum am făcut level 478. Ok, după 70.000 de teleportări cu artificiile, să mergem repede sus, mamă, și ce s-a întâmplat aici? Ce e asta, bă? Bă, bune, mă. Mamă. Gândiți-vă că asta am făcut-o singur, da? Gândiți-vă că toată chestia asta eu am făcut-o singur. Hai să vă prezint și cum funcționează. Deci, îl avem pe aici, pe fermă de gol, pe neancicu. Da? Stăm aici, îi dăm ăsta un burgere. Toți nebunii ăștia vin în continuu pe noi. O să vină în blocul... În 24 de hopere plus nu știu ce pe acolo, frumos, e complicat, bă, mi-a dat o grămadă să fac. Stăm aici afeca și doar la tate, să facem doar să stăm afeca. Venim, ne reparăm niște, da, să mai facem niște level, știi cum e. Și, da, mi-am lăsat toată seara ca gătul afeca să fac level. În 6 ore plus, cam așa am făcut vreo 200 de nivele. Că m-am culcat cu 206 și m-am trezit cu 400 și ceva. Așa că sunt nebun. Și da, după vă dau seama aici să mergem în continuu. Aici toate dropurile se dulpează în niște chesturi cu hopper frumos și după se sortează automat aici. Hopa, ce cu băiatul ăsta lui? Băi, ia Gheorghe! Ai voie, bă! Fac aici, asta e pentru săbi. Acolo e puțin cam mult, pentru că a stat răbitul mai devreme. Și gândiți-vă că chesturile astea erau pline, bine, nu toate. Erau numai chesturile astea unde Rotten Flesh era plin. Goldul la fel. Aici niște capete de Wither, doamne, de zombie. Hai că mai am vrut la ele, cred că și stric. Aici tot goldul, aici pentru ce scun crafting acolo, aruncă toate săbile, bine, nu știu de ce au și o sabie pe acolo. Și, da, fac așa. Bine, acum ar trebui să stau și puțin africa să golesc tot ce a făcut găbițul, dar ca și puțin deștept, așa facem în felul următor și mai știu ce să le iau eu manual, dacă aș le-aș apuca. Bun, le-am apucat. Mamă, câte săbii. Mai am nimic de săbii. Hai că mi-am aruncat și pică. O, poate așa. Măcar le-am mai dat din ele. De acord. Ok. Hai să plecăm de aici. V-am arătat ce-am făcut eu timp de 4-5 ore. Să ne bun. Am porcum. Apropo, aveți serverul meu de Discord în descriere. Dacă vreți să intrați, am făcut o cameră nouă pe server care e spoiler. O să dau spoiler la fiecare zi când o să fac cât un episod nou și o să vă arăt cam ce s-a întâmplat, ce am mai făcut, da, și am mici spoilere ca să fie treaba. Mi se pare o idee foarte șmecheră și da, hai înapoi în Overworld. Easy peasy, lemon squeeze. Uitați și voi cam câte emeralde am făcut.
Gold, iron. Iron, da. Gold, da. Foarte, foarte puțin, știu ce, știu ce să zic. Bă, săptămâna asta, cel mai probabil, sâmbătă sau duminică, am vorbit cu Andrei să vină să mă ajute la designul de acolo pe tavan și o să mă duc cu el să facem acolo un design șmecher. Sau o las doar pe să fac un design șmecher, șmecheros, ca să fie treaba. Și hai noi repede, o să ne ducem să mai facem din treburile noastre, pentru că trebuie aici să mai facem niște trade-uri cu băieții ăștia grei, ca să fie bine, să fie rău. Ia uitai, ia uitai. Ia uite, oi. Unde suntem la... A, uite, deci, mă, câte toate am... Mamă, numai ăsta mai e. Atunci, hai că le luăm pe toate și le umplem iar. Clar, până acum duc să mai stau puțin afeca acolo, le umplu iar înapoi, așa că... Easy peasy, le-am unsc, easy cu asta. Mamă, uitați-vă și voi, 52 de blocuri, bă, voi sunteți nebuni, 52 de blocuri. Mamă mia. Da, cât am stat să pun, să iau toate chesturile de aici și să pun tot rocam flash-ul, m-am gândit la o chestie. Să încep deja să pun toate lucrurile gen aici, am făcut și cât așa, dă un drum decent, frumos, să încep să pun toate lucrurile în această minunată intrare, să încep să le pun aici frumos în chesturi și cred că... Înainte să mă apuc să duc chesturile și toate astea, cred că mă apuc să fac ideea pe care am zis-o cu toate chesturile, gen astea 3, din 3 de astea să fie doar 2 și să fie pe pereții aia 2 și gen ăștia ăsta care mai e, astea 3 bucăți care o să rămână aici, o să fie cu barrel și cu chesturi. Na, pana mea, am multe chesturi, trebuie decât furnace-uri și de astea și... Vedem noi după cu designul care e și cum facem cu chesturi, bun, deci o să fie la fix plus astea de aici, o să avem o grămadă, ce vorbim. Așa, să-mi pun și toate lucrurile aici, chesturi avem, perfect. O, deci eu am o grămadă de shulker box-uri și habar nu știu de unde îs, pe unde le-am, deci am o grămadă pe aici, bine, o grămadă. 4-5 câte îți, o grămadă la aia de, cum dracu se numește, de trading hall, bă, sunt, deci am o grămadă și trebuie să le caut într-o zi, să le șordonez, să văd și ce-am prin ele ca să, da, să fie bine, să nu fie rău. Asta acum să intru să mă sus de tot, dă-și niște blocuri, să ajung aici sus ca să pot să deschid și chesturile de pe aici. Că altfel nu aș putea. Și cred că s-aude un sunet pentru că nu știu cine dracu s-a aflat acum să dea cu nu știu ce pe afară. Își face un sunet infern. Mă, aici acum, aici e până sus de tot. Băi, nu prea aș putea sus de tot pentru că e designul ăsta așa cum e, dar... Fapt, dacă aș relua tot designul de aici, aș putea, nu? Da, aș putea. Bă, eu aș zice să fac același design, frate, că... Da, chesturile mă interesează pe mine, nu designul de față, designul după ce facem cu chesturi și toate nebunile astea, vedem și ce design folosim și toate astea, o să vină și Andrei, sper să vină și Andrei, că Andrei a zis că vine.
Dar acum, de la venit, de la zis până a și venit, e o cale lungă și e Andrei în mijloc, așa că trebuie să ne rugăm și la Dumnezeu, știi cum e. Acum te rugi la Dumnezeu să vină Andrei, nu vine. Bun, ce să mai am nevoie, cred că nu mai fac, pentru că eu cred că am deja și nu să văd dacă le mai am prin chesturi pe acolo. Ok, că facem și repede designul ăsta și pa frumos, și avem deci cu 4, deci sunt 4, nu? Da. 4, mamă, câte cufere. Și pe aici o să vină furnace-ul și toate nebunile astea. Cam în felul următor, zic eu. Deci e locația asta așa. Mamă, aici e puțin mai complicat, bă. Ori facem de 2, ori facem de 4. Sau facem așa de 3. Asta e, parcă erau mișul, nu mai știu, vedem. De 3 și designul nostru mai fie aici. Vedem, vedem cum vine și anul, să vedem și ce zice. Că nu prea știu cum să fac aici, o să fac de 2 și văd ce design folosesc, ori habar n-am. În fin, trebuie să-l așteptăm pe Andrei să vină să vadă, să dea și cu o părere ceva. Da, până atunci, cam asta a fost cu acest episod. Știu că a fost puțin mai scurt decât restul videoclipului, dar nu știu ce să fac în acest episod și decât să fac ceva ce nu prea am chef, am să închid deja. V-am arătat ce am făcut off-camera, ceva puțin mai mult, bine, dar și a avut o grămadă de lucruri la acel ceva. Așa că, na, cam asta a fost cu acest episod, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai veți episoade în continuare de la mine. Și noi ne auzim la episodul de mâine sau după mâine. Aveți Discord în descriere, nu uitați camera pe de spoiler, hai, pa!